au schimbat uniformele sovietice pe cel de model european. Angajații penitenciarelor vor avea uniforme noi începând cu anul viitor. Ele vor fi de culoare albastră și nu verde, cum erau până acum. Ce diferențe mai există, aflați din reportaj. Ținuta de paradă pentru doamne, ținuta de fiecare zi pentru domn, ținuta camuflată de câmp. Pe un frig de 5 grade, angajații penitenciarelor au defilat astăzi în uniformele de vară, în fața oficialilor care erau îmbrăcați conform condițiilor meteo, în geci călduroase. Astfel, după câteva minute, modelele au înghețat de-a binelea. Paltonul o să fie adăugător la această uniformă, care o să corespundă vremii. Uniformele care vor fi folosite începând cu anul viitor se deosebesc de cele purtate în prezent prin culoare, stofă și design. Astfel, costumele nu vor mai fi verzi măslinii, ci de un albastru închis. Modelul hainelor angajaților de la penitenciare nu s-a schimbat niciodată de când Republica Moldova și-a dobândit independența. Excepție fac doar ofițerii batalionului cu destinație specială Pantera, ale căror haine au fost croite după un design nou cu 2 ani în urmă. Așa că pentru ei acum este a doua oară când le sunt schimbate costumele. Era după un model puțin mai simplu, care nu era atât de comodă, adică un model nu prea bine aranjat. La cea veche erau două insigne, a ministerului și a departamentului, acum este numai insignă. Buzunarele de sus, de obicei, lipseau. Iar ca să demonstreze că merită uniformele, ofițerii de la Pantera au făcut câteva demonstrații de forță. Șefa departamentului instituțiilor penitenciare a venit îmbrăcată în uniforma veche. Eu am măsurat o uniformă nouă și este în proces de confecționare. Mi se pare foarte comodă, mi se pare o uniformă destul de frumoasă, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Schimbarea uniformelor este una dintre prevederile strategiei de reformă a justiției. Fiecare angajat de la penitenciare va primi câte un set de uniforme, una de zi, alta de câmp și a treia de gală, pentru care s-a plătit din bugetul statului câte 9.000 de lei. Astfel, până la 1 ianuarie vor fi echipați 900 de angajați. Restul vor primi uniforme treptat, iar Ministerul Justiției susține că până la finele anului 2015 toți cei peste 2000 de angajați vor avea uniforme noi.